Alex, fii atent. În seara și când ai devenit cu treaba prof, am avut probleme de matematică la algebră. Și zici, o să avia, mă, se zice. Așa, s-a înviat. Asta este clar, este o mare bucurie să le spunem corect. Asta. Exercițiu 11, de la pagina 80. Exercițiu 11, de la pagina 80. Arătați că oricare ar fi numerele X și Y reale. Arătați. Da. Oricare ar fi X și Y reale. Reale. Au loc inegalitățile. Au loc. Au loc inegalitățile. X pătrat minus 6X plus Y pătrat minus 2Y plus 10. Minus 2Y plus 10. Mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0. Pe să fie cineva durat în viață. Deci să arătăm. Că are loc. Așa ce am zis. Da. Cum propuneți voi? Să rupem pe 10 ăla în 1 și 9. De ce 1 și 9? Nu pot să spun zici 3 și 7. De ce 1 și 9? De ce? Dă-mi răspuns. Dă-mi răspuns, Mirna. Pentru că 2... Pentru că vorbeați la da, zi, zi. Noi avem 2 ori ceva. Și acolo e 2 da. Ori... 3 ori. După ora 10 marți. E totul rezolvat. După ora 10 sunt lecții de matematică. Mâine seară, bine, gata. Mai devreme, dacă poți ajunge. Că la 7 încep lecțiile. Gata, gata. Bună seară, bună, la revedere. Fac 2 milioane și 2 ori 3 dă 6 și 3 la 2 da. Da. Deci 2 ori 3 6 și 3 la 2 9. Ah. Și dincolo trebuie 1 și pe atâta Adi, ce șmecherie are. Deci ea zice așa, x pătrat minus de 2 ori x ori 3 ca să fac 6 2 ori 3 fac 6 partea întâia este clară evidentă cu X-ul și partea a doua a apărut până la 6, 3. De și acum mai trebuie partea a doua la pătrat. 3 la a doua. Și 3 la a doua înseamnă 9, pe care l-am mușcat din 10. Și atunci a rămas plus Y pătrat minus 2 ori Y ori 1. Corect. 2Y ori 1 și plus 1 la pătrat. Care, iată, 9 și 1 face 10 la ăla. De-aia când e pe 10 să-l vad la surprins ca 9 și 1. Nu 7 și 3. 3. Nu 6 și 4. Nu-i convine asta. 9 și 1. Pentru că 9 e 3 la a doua și face binomul și 1 același face treaba acolo. Deci egal mai departe cu x minus 3 totul la pătrat plus y minus 1 totul la pătrat. Da? X minus 3 totul la pătrat plus Y minus 1 totul la pătrat. Și ce părere aveți acum? X minus 3 egal cu 0. Mai mare egal cu 0. Mai mare egal cu 0. Da. Facem ca să fie egal cu 0. Uite, mai mare egal cu 0. Da, să vedem cât ar fi X și Y, dacă ar fi egal cu 0, nu? Dacă ar fi X și Y egal cu 0, X 3 Y. N-am dat start acolo. Ba da, am dat start. A? Nu aici, aici. Am impresia că n-am dat start. Că, Ba da, ai dat start. Acolo da, noi trebuie să arătăm că... Da, ai dat start. Am arătat. Că este mai mare... Acolo este 8. Mai mare 6 minus 3. Ai dat start, apăsa pe verde, da. La doua e bine așa. Da, e bine. E bine. Vă spun la ceva, deci n-am dat start. Vreau zic ce... X minus 3 tot la care... E mai mare egal decât 0 asta. Că, într-adevăr, ceva la pătrat e mai mare egal decât 0 și asta e mai mare egal ca 0 și suma două numere pozitive este un număr pozitiv. Termătechiști. Deci așa se face în finalul, nu că... Deci, pur și simplu, dacă ai reușit să așezi așa, ne oprim. Pentru că asta e mai mare egal decât 0 plus un număr pozitiv, e ca 0. Deci
care mai mare de 0. Puteam să aflăm pe x și y dacă spuneam că e egal cu 0. Dacă ne spune egal cu 0, atunci aveam obligația și ăsta să fie 0 și ăla să fie 0. Și atunci x egal cu 3 și y egal cu 1. Corect. Mergem mai departe. Să facă adi, face una. X pătrat minus 2x plus y pătrat plus 4y plus 5. Mai mare egal ca 0. 4y plus 5. 5 mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0. Echivalent cu? Echivalent cu x pătrat minus 2x ori 1 plus 1 la pătrat. Sigur că da, plus hai, y la pătrat plus 2 ori 2y ori 2. Așa. Ori 2 la a doua, plus 2 la a doua, 2 la a doua, mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Și mai bine ți s-a făcut treaba că 1 și cu 4 face 5-ul care l-ai aici. Și acum e clar că 5-ul trebuie rupt în 1 și 4. Asta trebuie da, și mai. X minus 1 totul echivalent, la a doua. Echivalent, spune că X minus 1 totul la a doua. Plus, plus Y plus 2 totul la a doua e mai mare egal decât 0. Bun. Și să facă și Tudor, te rog. X pătrat plus 4X plus Y pătrat minus 6Y plus Y pătrat minus 6Y plus 3, înțeleg, e? Mai mare egal ca 0. Echivalent. X pătrat. Da. X pătrat plus 2X ori 2. Da. Plus partea a doua, ți s-au sugerat, tu ai zis-o. 2x ori? Plus 2x ori 2. Ori 2, aia e partea asta a doua. Asta e partea a doua. Plus partea a doua? 4y. Nu. Plus partea asta a doua la pătrat. Plus 2y la pătrat. Nu 2y. Plus 2 la pătrat. 2 la pătrat. Da. Da? Plus 2 la pătrat. Plus. Plus. Deci aici, ți-ai aranjat un pătrat perfect. X plus 2 tot la pătrat, da? Da. Mai departe. Y pătrat. Acum muncește pe partea asta. Y pătrat. Pătrește. Uite unde ești. Y acolo. Pătrat. Minus 6Y. Adică minus 6Y, adică... Minus 2. Minus 2 ori Y ori 3. Așa ca să facă 6. Plus 3 la pătrat. 3 la pătrat. Și acum îl vezi. Îți iese jocul. Face 13. Adică 4 și cu 9. Cu 4 și cu 9, 13? Bun! Deci exact cât a fost aici. Da. Deci 9, 13, ăsta e rupt în 4 și în 9, da? Da. Dar se a fost dirijat din cauza lui 4x ăsta, 2 ori 2, plus 2 ori y ori 3, da? Da. Și la final ai constatat că e bine și egal mai departe cu egal x plus... x plus 2 totul la a doua. Da. Plus y minus 3 totul la a doua. Care e mai mare egal cu 0? Terminat. Știți eu, pentru pozitiv ăsta e pozitiv. Dacă ar fi fost egal cu 0, atunci însemna că x egal 2. Cu minus 2 cu minus. Și y 3. Egal cu 3. Aflați x și y reale dacă. Hai o să, acum. Aflați x, y, numele reale. Dacă. Dacă. X pătrat minus 10x. X pătrat minus 10x. Plus y pătrat minus 6y. Minus 6y. Plus 34. 34. Egal cu 0. Egal cu 0. Da. Egal cu 0. Nu mai cine mai egal. Cine rupe pe 34 ăla? Cât și cât? 25 și 9. Iunea a zis așa repede că nu-mi tot percep. Deci a zis 25 de data, Adi. Așa le ghicește de repede. De ce credeți 25 și 9? Pentru că 10 zice 2x ori 5 și 5 la a doua. E 25. 25. Și așa zice y, e 2 ori y ori 3. 2 ori y ori 3. Și plus 3 la a doua, 9. Și atunci 34, 25 și 9. Asta e motivul, ăsta e motivul, da? Deci se prinde foarte repede. Deci zicem noi, acum mergem foarte repede. X minus 5 totul la pătrat. Mergem așa, da, 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 da. Mărim ritmul. Da, X minus 5 la pătrat. Y minus 3 totul la pătrat. Care e egal cu 0, dacă și numai dacă. Iată cum scrie. X e 5. Dacă, asta e 0 și asta e 0. Corect.
Dacă mai dacă zicem x minus așa trebuie să scrie. 5 la pătrat egal cu 0 și y minus 3 la pătrat egal cu 0. Da? Dacă și numai dacă x minus 5 este 0, x minus 5 egal cu 0 și respectiv y minus 3 egal cu 0, ceea ce înseamnă x egal cu 5 și y respectiv egal cu 3. Terminat. Da, mai facem unul din momentul. Da, neapărat. Da. Avem așa, 4x pătrat, 4x pătrat plus 9y pătrat minus 4 pe lângă. Minus 4 pe lângă. X minus 3y. X minus 3y. Plus 5. Da. Egal cu 0. Dacă și mai dacă. Voi. Normal. Spuneți. Acum să-i văd un profesor. Și eu nu mă bag la ieșitul ăsta. 2x totul la a doua plus 2x totul la a doua, plus 3y. Aaa, deci se orientează. Da. Deci zice 2x totul la a doua plus 3y totul la a doua. Da. Minus 4x. Deci facem paranteză, da? Minus 4x. Da. Plus 12. Plus 12 y. Și plus 5. Da. Egal 0. Da. Echivalentul. Și acum? 2x la 2-a. Deci ia prima parte. 2x totul la 2-a. Minus 4. Deci 2x totul la 2-a. Minus de 2 ori. Ori prima parte. 2x. Ori? 1. 2 ori 2 fac 4x, exact, s-au completat 4x-ul. Nu mai e ce face. Deci ori 1. Și gata, a apărut partea a doua, 1, adică plus 1 la pătrat. Da. Da. Plus. Hai să ne urmărim pe cealaltă. Tudor îl urmărește. 3y. 3y. Deci zicem, 3y. 3y tot la a doua. Da. Și minus de, sau minus, plus, nu, este plus, acum. Plus. Plus de 2 ori, ori primul, 2 ori 3, 2 ori 3 y, zice, deci te duci la 6, ori, la 12 y cât îți mai trebuie? 2 y, ori 2. Ori 2. Și astea ori 2 e partea a doua. Și plus partea a doua la pătrat. Plus 2 la pătrat, adică 4. 2 la pătrat, 4, da. Deci pe 5 l-a rupt în 1 și 4. Iată, pe 5 e rupt în 1 și 4. Exact cât au trebuit. Deci egal acum cu cine? Care-i binomul? Egal cu 0, nu? Era egal cu 0. Da. Echivalent cu a din spune. 2x minus 1 totul la pătrat. Așa, plus? Plus 3y, da, minus 2. Nu minus, plus. Plus 2. Plus 2, da, totul la pătrat. Plus, da, de aici, cauza asta. Plus 2 totul la pătrat egal cu 0, dacă și numai dacă. Dacă 0, dacă și numai. Dacă 2x minus 1 totul la pătrat e 0. Da. Și, și 3y plus 2 totul la pătrat e 0. Adică echivalent cu? Echivalent cu 2x minus 1 egal cu 0, adică x egal cu de. Da, x egal cu 1 pe 2 și i și 3y plus egal, 3y egal cu minus 2. Când x egal cu y egal cu minus 2 pe 3. Y egal cu minus 2 pe 3. Deci, vezi, a fost interesant aici să-și organizeze prima parte la pătrat. Da? Dacă ar fi fost un 3x pătrat. 3x pătrat. Radical din 3. Deci ai zis egal cu radical din 3 ori x totul la pătrat și partea trebuia cu x. Trebuia să mai iasă jocul și acolo. Trebuia să jocul și acolo. De 2 ori, da? Radical din 3 acolo. Ori x și ce mai este partea a doua până completez. Deci, multă grijă. Tot timpul se controlează. Să ai ceva la pătrat și când zice doar prima parte ori a doua, a doua apare în completarea de acolo, ne dăm seama imediat. Vă rog. Tu totuși nu știu.
Da, te rog să ștergem repede. Alte exerciții? Da. Să arătăm că să terminăm numerele reale x, y și z și încă. Așa, spui, cu trei necunoscute expresia, da? Deci aflați x, y și z și știi încă. Radical din 4x pătrat plus 4x plus 5. 4x pătrat plus 4x plus 5. Plus radical din 9y pătrat plus 6y plus 17. Plus radical din 16z pătrat minus 8z plus 26 egal cu 11. Eu nu lucrează înainte, că cu băieții ăsta dau bătălie acum să vedem cum ne descurcăm noi. Cum să facem aici? Vreo idee, pe la cineva. Îl scoatem pe fiecare din... De la cei doi, o idee vreau. Idei, zi, adică. Scoatem pe radical din x la 2 plus 4x plus 5 și îl facem... Îl lucrăm separat, da. Asta vrei zi? Da, să lucrăm separat. Dar lucrăm deodată, cu toată șmecheria. Ar fi bine să găsim, să facem un pătrat perfect aici. Da, da. Hai să vedem. Asta, cât ar veni aici? Unde 4x pătrat? 2x. 2x totul la pătrat. Deci zicem radical din 2x totul la pătrat. Și plus de 2 ori. Începem, da? Da, 2 ori 2x. Da. Ori 1. Ori 1. Că s-ai dus. 2 ori 2 fac 4, da? Da. Și plus? Plus 1 la pătrat. 1 la pătrat. Și din 5 a mai rămas 4. Deci plus 4. Plus. Plus radical din 3y totul la pătrat plus de 2 ori prima parte, adică 3y ori 1. Da. Plus 1 la pătrat și plus 16. Plus 16. Plus radical din 4z totul la a doua minus de 2 ori prima parte 2 ori 4z ori 1. Da, 2 ori 4z ori 1. Plus 1 la pătrat. Da. Și plus 25. Plus 25. Era 25, era? Da, egal cu 11. Egal cu 11, echivalent cu Tudor. Valent cu... Da, da. Vină și el, îmi place că e interesant. Îmi place deși tu la 9. Da. Radical din... Radical din... Ăștia trei, tocmai ne-am pregătit. Poți să spun 2, din 2x plus 1, deci 2x plus 1, totul la pătrat. Plus 4, da? Plus 4, da? Plus radical din... 3y plus 1 totul la pătrat plus 16 plus radical din 4z plus 1 totul la pătrat plus minus 5. 4z minus 1 Tudore. Din cauza minusului de acolo, da? Plus 25, da? Egal cu 11. Și putem să eliminăm radicalul și să zicem modul din 2x plus... Dacă ar fi înmulțit. A, doar acolo? Să la adunare și radicalul din fiecare se poate, așa? Eu trăsnaia asta. Deci numai când e înmulțit. Atenție, Adi. Deci rămâne definitiv, da, chestia asta. Deci nu mai e greșit vreodată. Radical, Adi, radical din 4 plus 9 nu este egal cu radical din 4 plus radical din 9. E o tâmpenie. Că pe radical din 4, doar dacă e 4 ori 9. 4 și cu 9, dacă e 4 ori 9, 4 și cu 9 face radical din 13, e egal cu 2 plus 3. Plus 3. Păi când vă dat? Când? Niciodată. Dacă
faci, mai faci o dată așa, două unități se notează asta. Adică nu da 2. Bă, da 2 ei. Nu te scoate. Cine te prinde așa, bunoare și alte de-a, a luat două unități. Corect. Stă de vorba, da? Corect. Zice-mi acum. Cum să facem aici? Poate mi-e rănat? 2x plus 1 tot la 2 mai mare, luăm ci 2, ci supra radical. Deci construim așa. Da. Ai zis bine. 2x plus 1 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Adunăm cu 4. Exact. Ne-am chemat și acolo. 2x plus 1 la 2 plus 4 mai mare egal decât 4. 2x plus 1 la a 2 plus 4 e mai mare egal decât 4. Deci un subradical, 2x plus 1 echivalent cu x. Tragem radical din am din prima. Deci radical din 2x plus 1 la 2 plus 4 e mai mare egal decât 2. Decât 2 și stop. Analog. Plecăm. Adi, te rog. 3y plus 3 la pătrat mai mare egal ca 0. Asta e Adi, da? Da. Confunzi un poate. E mai mare egal decât 0. Așa. Așa adunăm cu un 3. Da. Bă, în ambii membri un cât Adi? Un 16. 16. Echivalent cu 3y plus 1 totul la a doua plus 16 mai mare egal decât 16, tragem radical din fiecare, da. Deci avem radical din 3y plus 1 totul la a doua plus 16 mai mare egal decât 4. Decât 4. Acum Tudor? 2x plus 1 no, 40. 40. Ah, acolo la 40. 4 z minus 1 totul la a doua mai mare egal decât, mai mare egal decât 0. Adunăm cu 25 și echivalent. Și avem 4 z minus 1 totul la a doua plus 25 mai mare egal decât 25. Și scoate radicalul și este radical din 4 z minus 1 totul la a doua plus 25 mai mare egal decât 5. Mai mare egal decât 5. Tragem linii și le adunăm, că iată e adunare, așa vedem. Deci, înseamnă, le adunăm pe toate cele 3, nu le adunăm pe toate, da. Vine radical din ziadii. Radical din 2x plus 1 totul la a doua plus 4 plus radical din 3y plus 1 totul la a doua plus 16 și plus radical din 4z plus 1 totul la a doua plus 25 mai mare egal decât 11. E mai mare egal decât 2 și cu 4 și cu 5? 11, da? Da. Și 9 trebuie să fie egal. Dar noi avem egal, da? Da. Din 1, din relația 1 și relația 2, da? Deci 1 plus 2, adică altfel spus, cum ea cerea să fie egal cu 11, ar fi că 11 e mai mare egal decât 11. Nu, mai egal trebuie să fie. Deci 1 plus 2 ne duce spre, din asta rezultă că simultan toate trebuie să fie egal, egale, egal, da? Egal cu 4, egal. Egal cu 2, cu 4, cu 5. 5. Asta înseamnă că bate tot aici. 2x plus 1 egal cu 0, nu? Da. Deci asta vine 2x plus 1 egal cu 0, că de acolo pornește de cază. De la mai mare egal de acolo. Deci egal cu 0, la pătrat, da? Da. 3y plus sau 16. 3y plus 1, Adi. Plus 3y plus 1, da. Deci înainte de adunat pe 16. Deci tot necazul provine la faptul că am luat și mai mare sau egal. Deci da. Trebuie să fie numai egal. Deci egal cu la pătrat, egal cu 0 și respectiv 4z plus 1 totul la pătrat egal cu 0. Adică din asta echivalent, cu a spune că x 2x plus 1 egal 0, x egal repede cu minus 1 pe 2. Nu suntem la clasa 7, mergem mai repede. Y egal cu minus 1 pe 3. Da?
Da. Și Z egal cu... Acolo a fost 4Z minus 1. 4Z minus 1, da. Z egal cu 1 pe 4, da? Deci X, Y cu Z a fost repede... au fost găsite valorile acestea. Da? Da? Altceva? Da, domnul, e imediat. Mai da. Vreți unul din asta? Da. Da, eu n-am zis, e imediat. Da. Tu vreau imediat, dăm altceva. What is the... Radical din. Radical din. Radical din, domn profesor. X pătrat minus 2 radical din 2X. Minus 2 radical din 2X. 2X. Plus 11. Plus radical din Y pătrat plus 2 radical din 3Y plus 19. Plus 19, da? Da. Plus radical din Z pătrat minus 2 radical din 5Z plus 30 egal cu 12. Dacă ăștia e o tabla, vă gândiți, dați drumul la lucru, băieți. Cineva, unul din voi, unul din voi doi, pe care îl numesc eu. Ha. Da? Vă conduceți este ghiștiu. Acum vă las o jumătate din minut să vă organizați. Să vă gândiți. Eu trebuie și pe tabla. Deci unul din voi pe care îl numesc eu, da? Nu am vreau să redactez așa. Ai răbdare, dai drumul, bagă viteză, redactez corect. Așa putem învăța domnul profesor? Da. Deci nu te duce până să spunem, dai soluția cred la bine. Cred că tu doar și văzut bine omul, domnul profesor. Zi-mi, frutul doar. Dar n-am zis eu asta. Păi cum n-ai zis? Corzitor, uite. Păi hai să zicem, frutul doar. Zicem radical, vorbește, frutul doar. Radical e... Dar ce mai cu viața așa, mai cu... Doamne, că de-aia, e adevărat să trezim. Dar e sonor, parcă. Dă-mi sonorul mai tare. Deci vine X pătrat, azi. X pătrat... Minus. Minus... 2X... Ori... 1... Ori... Deci 2X... Ori... Radical din 2. Nu? Vezi? De 2 ori X-ul, ăla ai... ori x, ori radical din 2. Gata, a apărut la partea a doua, radical din 2. Plus radical din 2, totul la pătrat. Care face cât radical din 2 la pătrat, face 2. Și cu din 11 la 9. Plus 9. Plus radical din y pătrat. Dar și lucrurile spune. Da, scris. Da? Y pătrat plus? Y pătrat plus 2 ori... Y ori radical din 3, plus radical din 3 totul la pătrat, plus radical din 3 totul la pătrat vine 3, 19 minus 3, 18, 16. Cum 16? Și noaptea fac 16. O cafea trezită. Da? Plus 16. Plus radical din... Radical din Z pătrat. Minus. Minus 2 ori Z ori radical din 5 plus radical din 5 tot la pătrat plus 25. Exact. Egal cu 12. Da? Echivalent cu. Hai de acum. Bun. E radical din X minus radical din 2 totul la pătrat. Deci X minus radical din 2 totul la pătrat. Pătrat plus 9. Da. Plus radical din Y plus radical din 3 totul la pătrat. Plus 16. Și plus radical din Z minus radical din 5 totul la pătrat plus 25. Da. Egal cu 12. Acum x minus radical din 2 totul la pătrat plus 9. Ăsta, pe când ești. Ăsta da. E mai mare egal decât 0.
fiindcă ceva la pătrat. Mai mare egal decât 0, după aia avem un nouă în ambii membri. A, dar facem direct? Nu, nu e direct, am luat chiar meticulos, așa ușor. Deci, totdeauna ceva la pătrat e mai mare egal decât 0, adunăm un nou ca să construim partea sub radical pentru primul radical. Primul radical îl lucrezați, nu faceți direct nimic. A. Primul radical îl lucrezați. Da, eu am zis 3 și luam 2, să zic că mai mare decât 9. Da, păi, da, locul 3. A, așa. Deci, x minus radical de 2 totul la pătrat e mai mare egal decât 0, adunăm un 9. Adunăm un 9 și eu azi că... x minus radical din 2 la pătrat plus 9 e mai mare egal decât 9. Acum extragem radical ca să construim prima parte, da? Da. Radical echivalent cu radical din x minus radical din 2 plus la pătrat plus 9 e mai mare egal decât radical din 9. 3. De cât fac? Acum tu, Tudor? Uite că la y plus radical din 3. A, y plus radical din 3 e mai mare, egal decât 0. La pătrat, la pătrat. Numai la pătrat e mai mare decât 0, da? Adunăm totul cu 16. Un 16 în ambii membri. Y plus radical din 3 tot la pătrat plus 16 mai mare egal decât 16 și vine radical din y plus radical din 3 tot la a doua. Cum radical din y plus radical din 3? Nu, am zis y plus radical din 3 tot la a doua. Așa, y plus radical din 3 tot la a doua plus 16 mai mare egal decât 4. Da. Bravo, tutor. Mergem la următorul. Zicem, z minus radical din 5 totul la pătrat mai mare egal decât 0. Adunăm totul cu 25 și avem z. Iar adunăm în ambii membri, adunăm pe 25 în ambii membri z din egalități minus radical din 5 totul la a doua plus 25 mai mare egal decât 25 și avem radical din z minus radical z minus radical din 5. Deci radical din... Z minus radical din 5, totul la pătrat, plus 25, mai mare egal decât 5. Deci, și acum, tragem linie și adunăm cei trei, dar ce și adunăm? Că așa spune. Așa e adunare. Trebuie să-i adun pe primul, al doilea și al treilea. De ce? Trag și adun. Bine, trag și adun și zic. Radical din... Zi, Adi. Radical din x minus radical din 2 tot la a doua plus 9 plus radical din y minus radical din 3 plus radical din 3 tot la a doua plus 16 și plus radical din z minus radical din 5 tot la a doua plus 25, da? Da, egal cu... E mai mare egal. Da, mai așa, mare egal membru. Decât 12. Da, 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 aveam că este asta, este egal cu... Egal 12. Cu 12. Din cele două acolade, fiindcă o aveam egală cu 12, din cele rezultă și prima trebuie să fie egală cu 3 și a doua cu 4 și dau ce cu 5, da? Da, deci, adică x minus radical din 2 totul la a doua egal cu 0. Așa, și acolo provine în tot cazul, da. Apoi. După aia y minus radical din 3 totul la a doua egal cu 0 și z minus radical din 5 totul la a doua egal cu 0. Asta echivalent, poate spune că x egal cu radical din 2, da, y egal cu radical din 3 și z cu radical din 5. Iată că am găsit pe x, y și z. Hai, Tudor, să-i duc tabla. Mergem repede la următorul. Să aflăm mulțimea soluțiilor următoarelor ecuații. Așa.
domn profesor, am o întrebare, dar nu era y plus radical din 3? Poate așa a fost, y plus radical din 3, da, nu mai era mai plus radical din 3. Păi și a fost plus radical din 3. Nu, final, nu, pe aici, final, la final. Și era minus, y era și atunci y este minus radical din 3. Foarte bine, bine, bine. Intervenit. Să-mi urmăresc milioane de copii și sună și zic, uite, la bacă, uite. Ce faci aduce? Aduce. Deci să găsim mulțimea soluțiilor ecuației. Următoarelor ecuații. X plus 1 totul la pătrat. X plus 1 totul la pătrat. Da. Egal cu 4, după pătrat. Așa. Echivalentul. Da. Ce să facem aici? Ceva la pătrat egal cu 4. Înseamnă că poate să fie respectiv cât? 2 sau? 1. Exact. 2. Nu. 2 sau minus 2. Adică asta e expresia toată. Uh-huh. Fiindcă la pătrat face 4, e una. Fiindcă ea la pătrat face 4, înseamnă că ea poate să fie, fie 2, de 2 la 2 face 4, dar și minus 2 la 2 face 4. Deci de aici rezultă că x plus 1 este egal cu plus minus 2. Da? X plus 1, insist. Faptul că e la pătrat și îmi dă 4, cine ridica la 2 face 4? 2. 2. Și minus 2. Și minus 2. De ce am zis și eu că x plus 1 ăsta este fie 2, fie minus 2? Și mergem în două variante odată. X plus 1 egal cu 2 sau x plus 1 egal cu minus 2. De aici o să zicem că x1 să nu intrăm varianta obținută de la prima. X1 egal cu 1, nu? 2 minus 1, adică 1. Și din coace x2 egal cu minus 3. Deci, x aparține mulțimii soluțiilor, mulțimii valorilor. Asta vă zice, mulțimea soluțiilor. 1 și minus 3. Asta este răspunsul final. Ia să mai facem una doua. Da, vă rog. 2x plus 3 totul la a doua. 2x plus 3 totul la a doua. Egal cu 289. Cât? 289. Te rog, Tudori. Dacă e la a doua să fac 289, înseamnă că... 17. Din 289 este 17. 17. Deci 2x plus 3 este 17 e minus 17. Deci rezultă că 2x plus 3 egal cu... 3 plus minus egal cu plus minus 17. Și acum avem. Și 2x minus 3... Nu, 2x plus 3. Da? 2x plus 3 este. Da. Egal cu 17. Și 2x plus 3, iar de noua mea, 2x plus 3 egal cu minus 17. Și atunci, de aici, ce rezultă va fi x1, din pe prima variantă x1 egal cu cine? X1 17 egal minus 3, cu 14. 14 pe 2, 7. 7. Și din coace, x2 egal cu... Minus 7, minus 20, împărțit la 2, minus 10. Minus 10, da? Da. Minus 10. Atunci x aparține mulțimii valorilor, 7 și minus 10. 7 și minus 10. Iaela, te rog că mă mai poate rog. Da, da, da. Lucrează Miruna. Da. Unul greu. Eu mi-am vrut rău. Da, da, da. 3x minus 2 totul la a doua egal cu 169. Să știi, mai întâi că ăsta e 14. Ăsta e 13. E 13. 13 e 18. Egal cu 13 și 3x minus 2
Rezultă că 3x egal cu 15. X egal cu 5. Egal cu 5. Rezultă că 3x egal cu... Aici, la 3x, cât e egal? 5. Minus 15. 15. Minus 100 dorache. Dar tu aș fac cât gândești. 13 plus 2, 15. 15 da. La 3. A, era la primul, era la doilea, doamne. A, da. X este egal cu 5, da. Și 3x egal cu minus 13 plus 2, minus 11. N-aveai cum scrie asta. Lăsa, dar minus 1. Magdalena, te ziceți eu. X egal cu minus 11 pe 3? Da. Da. Și atunci X aparține. X 1, 2. X 1, 2. Și atunci X aparține mulțimii. Să aparține mulțimii 5 și minus 11 pe 3. Bine. Aflați mulțimea, nu cum 1, aflați mulțimea soluțiilor următoarelor ecuații. X pătrat plus 2X plus 1 egal cu 16. Hai, Adi, tu, că ăsta e ușor. X pătrat plus 2X plus 1. Se strânge. Cine este X pătrat plus 2X plus? X plus 1 tot la 2. Așa, mă. X plus 1 tot la 2. Egal cu 16. Așa. Și X egal cu... Și rezultă că X plus 1 e egal cu plus minus. Plus minus 16? 4, mă. Egal de 64. 4. Și X... Deodată, nu, X plus 1. Ce nu e clar? Hai să vedem. Nu este clar, vedeți, el nu merge, nu e clar. Dar e modelul în față, el nu știe să-l facă. Da, ce s-a întâmplat? Hai să vedem, Adi, de ce nu reușești tu să te duci? Unde ai greutăți? Spune, uite, aici nu pricepe-o. Exact. Dar aici nu-i înțeles cine la pătrat fac 289? Cine la a doua? 17 sau minus 17? Asta la 2, e doar cu 17 deci, la 2. Deci, în loc de 2x plus 3, trebuie să pun 17 sau minus 17. Da. Și am zis, egal odată cu 17 și egal cu minus 17. Și aici, când l-am făcut binom și ai scris 16, ce mi-ți zice? Ăsta la 2 e egal cu 4 la 2, da? Da. Deci ăsta deci, e egal cu... Deci, neapărat, x plus 1 trebuie să fie fie 4, fie minus 4. Că numai la 4 sau minus 4 și face și... Odată x plus 1. X plus 1 e 4, egal cu 4. Și x plus 1? Și x plus 1 minus 4. Minus 4. Și din prima rezultă că x egal x cu egal 3. 3. Și din a doua rezultă că x egal cu? Minus 5. Minus 5. Și atunci x aparține din intervalul x1 și x2. 3 și minus 5. Așa mai adus un. Mai hai să zicem asta. X pătrat minus 6x plus 9. X pătrat minus 6x plus 9. Egal cu 25. Cu? 25. A, păi x minus 3 tot la pătrat. Echivalent cu a pătrat egal cu 5 la pătrat. 5 la pătrat, adică x minus 3 egal cu plus minus 5. Da. Devenind x minus 3 egal cu 5 și x minus 3 egal cu minus 5. În prima rezultă că x egal cu 8. Și x egal cu... Și x2 egal cu... Minus 2. Minus 2. Și atunci x aparține intervalului. Opa, și minus 2. Minus 2. Ce tabla? 4x pătrat mai dau tot eu. Mai dau tot, nu? Dar unde? Acolo mai scriu tot. Nu mai e loc. Nu mai e loc, tu ochi pe aia, da? 4x pătrat. Nu dă loc, da. Asta, da. Imediat ajută-te. Da, da. X pătrat minus 12x plus 9
mai mare, egal, nu egal, da, egal cu 49. Am să scriu. Cine îmi vorbește? Tu, doamne. Da, să scriu. Vine 2x plus 3, totul la pătrat. Plus sau minus? A, minus 3. Totul la pătrat egal cu... Mai obții bine? Ori 2x, 4x, ori 3, 12x. E bine, așa trebuie controlat. Nu, nu aruncăm așa. Vedem dacă de două ori prima parte ori a doua face... Egal cu plus sau minus? Nu, egal, egal cu 7 la 2. 7 la 2, da? Și avem 2x minus 3 egal cu plus sau minus 7, de unde 2x minus 3 egal cu... 7 și 2x minus 3 egal cu minus 7. Și din prima rezultă că x egal cu 10, egal cu 5, x egal cu 5. Da. Și din a doua rezultă că x egal cu minus 7 plus 3 minus 4, minus 4 pe 2 minus 2. Și atunci x aparține intervalului. Și x aparține... Mulțimii, nu intervalul, mulțime. Da. 5 și minus 2. Gata, dau de aici, domn profesor? Da. Minus x pătrat plus 12x minus 36, singur una. Egal cu minus 49. Da. Era una, Andrea. Da. Era una. Andrea. Minus pe lângă x pătrat. Minus 12. Scoate diminea în față. Minus 12. X pătrat minus 12. Așa ai fi făcut și tu, Adi, da? Nu, tu n-ai făcut așa, nu? Tu cum ai făcut? Da, să vedem. Ce părere ai făcut? Eu aș fi făcut acolo un binom. Așa. Dar, ca să faci binomul, e o problemă. Că e minus X pătrat, deranjează. Deci motivul pentru care i-a scoate în factor comun este pentru ăsta este. Tocmai ca să fac un binom. Ca în paranteză să vadă ceva la pătrat, pe urmă de două, pe dar minusul acela mă deranja. Da? Da. Era taman invers. Minusul aici, plusul aici și minusul aici, știi? Nu prea puteai să faci din nou. Deci nu se vede foarte bine. Și iată că e și minus 49 care e tocmai legat de ceea ce urmează să fie. Și acum, după ce a scos pe minus în factor. Minus pe lângă x minus 6, totul la 2, egal cu minus 49. Minus pe lângă x minus 6, totul la 2, egal cu minus 40. Minus x plus 6, egal cu plus minus 49. Nu, Miruna. Înmulțim cu minus 1 ca să înțeleagă toată pe lumea. Ambii membri înmulțim cu minus 1. Și echivalentul. Minus 1 îl punem în paranteză acolo, mine. Da. Da. Ca să se înțeleagă. Și atunci, rămâi doar x minus, minus cu minus face plus, din x minus 6 totul la pătrat, egal cu 49. Și am intrat în varianta care ne care face foarte nou. Plus minus 7. Da, de aici acolo rezultă că x minus 6 egal cu plus minus 7. Și avem cele două variante. X este egal cu... 7 plus 6 13 și x2 egal cu minus 7 plus 6 minus 13. Deci x aparține mulțime. Mulțime. 13. Minus 1 mai și 13. Mai facem una ca să vă da. Ia să vedem, aduce tu. Minus x pătrat. Dacă au pus minus 8x plus 16. Da, mă, foi. Este egal cu minus 81. Scoatem pe minus și minus, minus pe lângă x pătrat plus 8x plus minus 16 egal cu minus 81 și minus... Da, e minus x plus... 4. Deci, așa este, minus x pătrat, minus 8x, plus 16. Ai scos pe minus în față, dar acolo nu te avantajează deloc, vezi? Cum scalim binomul? Cum scalim binomul? Păi x plus 4, totul la pătrat. Nu este, că Adi te avantajează că e minus 16.
Deci trebuie să fie la pătrat. Neapărat acolo trebuie să fie cu plus. E cu minus... Înmulțim cu minus 1. Din nou. Bun. Totul cu minus 1. De acord. Să mulțim ambii cu minus 1. Și ea devine. Egalitatea devine. X pătrat plus 8x minus 16 egal cu 81. Bun. Facem ori 4. Ca să avem 4x la pătrat. Ori 4? Da, ca să avem 2x totul la pătrat. Da, dar când zici ori 4, peste tot 4 și 8-ul se duce în 32. Nu poți să zici numai 4x pătrat, Miruna. Mm-hmm. Dar și cu 4 mulțești ambii membre. Mm-hmm. Și acum, suntem într-o situație delicată aici. Nu vedem exact. Ducem pe 81 în partea cealaltă și... Da, sigur că da. Ducem pe 81 în stânga. Vedem asta, da? Neapărat, că nu avem altă soluție. Deci x pătrat echivalent cu... x pătrat plus 8x. 8x. Minus 16, minus 81. Minus 87. Așa, egal cu 0. Egal cu 0. Dacă totuși, Miruna, insistăm pe... Ne ducem pe cu delta îndată, dar eu aș vrea să mă duc pe varianta pe care Miruna vrea să o facă. Hai. Aici, la 8x ăsta, îți trebuia plus 16. Tu neapărat vrei plus 16. Atunci aduci și scazi 16, poftim. Ca să formezi pătratul ăla perfect. A, facem... Sigur că da. Deci adunăm și scădem în 16. 16, da? Da. Deci adunăm... Bun, și o să fie echivalent. Echivalent cu x pătrat plus 8x. 16 minus 16 minus 87 minus 97. Facem binomul. Exact. Și vine x din ăștia 3, da? Din primii 3. X plus 4 tot la pătrat. Da. Minus 113 cât vine acolo. Da. Sau 120. 113. 113. Egal cu 0. 113 îl ducem în partea dreaptă și vine. Echivalent cu x plus 4 și la pătrat este egal cu 113. Ăsta nu-i pătrat perfect. Nu-i, să fie sănătos. O să zicem plus minus radical din el. Și va fi că x plus 4. Plus 4 plus 4 egal cu plus minus radical din 113. Și atunci x1 va fi radical din 113. Minus 4. 4. Așa? Sau de regulă spune minus 4 în față. Da? Minus 4 plus radical din 113. Da? Minus 4 plus radical din 113. Și respectiv... Și al doilea, x2 egal cu minus 4 minus radical din 113. Da? Cu delta tot atâta. Exact așa, delta. E mult mai simplu mai dacă... Cu delta? Da. Nu tu, ei. X, delta acela egal cu b pătrat minus 4 ac. Hai să facem și... Da, mai avem. Sunt la 59. 59, gata. Gata, ne oprim aici. 58. Hai, lăsați-o. 58, cât strângem așa, cât... Până mergem, până... Da. Și ei sunt oameni. Da. Oameni plasați de acolo. Haideți, faceți finalul, că o fi sinteză, da, n-am făcut nimic. Sinteză ce-am făcut? Hai să zicem, sinteza Cristi, că e spălat foc pe mine. Pentru că n-am mai făcut sinteza. A cine e Cristi? Mai atunci. E sinteza orei. Ca să fii ca cu Zora. Da, ce-am făcut astăzi? Adormit ai fost astăzi. Am făcut astăzi... Formulă de calcul perfectat, binomul. Da. Faptul că binomul e întotdeauna mai mare... Ecuații, inegalități. Inegalități, pardon. Da. Și am exploatat ce? Că binomul e întotdeauna mai mare egal decât 0. Corect. Asta a fost miezul problemă. Ce face, Andreea? Fiecare zi, fiecare zi? Să zicem... Faci și cine. Binomul... Nu, nu am fost. Bun. A plus B, totul la a doua, mai mare egal decât 0. Asta a fost miezul problemei, da. Nu? Totdeauna A plus minus B,
la pătrat mai mare egal, mai mare egal decât 0. Și pe baza lui am făcut. Inegalități, am făcut... Da? Inegalități, egalități. Da. Ecuații, nu? Ecuații, da. Așa. Ecuații. Ecuații de grad. Nu, Andrei, bine. Asta este, ne oprim aici. La revedere.